Avicola Călăraș este una dintre firmele implicate în dosarul de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de euro care a livrat unui lanț de hipermarketuri cantități importante de carne alterată. Carnea era livrată pe paleți în care erau și excremente de rozătoare, aspect sesizat de comerciant conform referatului procurorilor. În urma acestor informații, 36 de tone de carne de pui au fost retrase din magazine din 9 județe și din capitală. Pachetele ar conține șoareci și excremente de rozătoare, susțin inspectorii sanitari veterinari. Panica s-a instalat repede în rândurile consumatorilor de teama de a nu fi consumat carne ori produse din carne de pui de la Călăraș. Autoritățile sanitari veterinare din Giurgiu au declanșat și în județul nostru ample acțiuni de control a agenții economici ce comercializează astfel de produse. Până în acest moment nu s-au găsit la vânzare carne ori produse din carne de pui provenite de la Avicola Călăraș. Tot astăzi au fost verificate și supermarketurile din oraș, iar în zilele următoare controlele se vor extinde și la firmele de pe raza județului Giurgiu. În acest moment se execută un control în municipiul Giurgiu. Piața centrală a fost deja controlată. Nu există niciun fel de carne de pasăre din lotul incriminat, respectiv provenind de la Avicola Călăraș, controlele continuându-se în decursul zilei de astăzi și în supermarketuri. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară s-a autosesizat după ce în presă au apărut informații potrivit cărora mai multe loturi de carne de pui infestate cu salmonela provenite de la Avicola Călăraș ar fi ajuns în magazine. La această oră sunt în lucru analizele prelevate din carnea de pui de la Avicola Călăraș și în decurs de o săptămână vor fi făcute publice rezultatele care vor confirma sau nu dacă puii de acolo au fost într-adevăr sau nu contaminați, a declarat șeful Autorității Naționale Sanitar-Veterinare.